CSMR și ți-a învins smart 6 august cu scorul de 2-0 pe FCU 1948 Craiova, în prima etapă a ligii a doua. Practic, echipa lui Flavius Stoican a câștigat meciul încă din minutul 6, când deja Reșița avea 2-0 pe tabela de marcaj. Andrei Lasco a deschis scorul încă din primul minut de joc, iar Florian Haită a dublat avantajul din lovitură de la 11 metri, câteva minute mai târziu, acesta având să fie și scorul final. Da, sunt bucuros în primul rând pentru victorie. Dar vreau să fiu realist, mai avem de îmbunătățit lucruri, este doar prima etapă. Mă așteptam să fie un pic dificil, chiar dacă întâlneam oricare dintre echipe, nu echipa care și-a anunțat candidatura la promovare, și mă refer la cei de la FCU Craiova, indiferent de numele echipei, prima etapă, gândeam un pic că o să fie dificil, dar la fel de adevărat sunt bucuros pentru victorie. Este primul meci. Mai avem lucruri de îmbunătățit pentru că, și de ce spun asta, știu ce jucători antrenesc și știu cât de mult își doresc, știu cât ce potențial au și atunci este important să conștientizăm că mai avem lucruri de pus la punct.